Ce puteți domnul? Da. Eu cam vă pe aici, da. Haideți să vă rog. Nu mai știu ce pute la medic. Sunt la medic și văd că o să trebuie să ne iau un costum. Hai de aici, vă rog să așteptați aici. Da, aici este glumă. Au la piciorul. Bun, ragazzi, haideți, sus veniți după mine. Hai la... Nu, nu, mă pune să urciți pe acum. Nu, 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 cu liftul, cu liftul. Nu aveți lift. Uite, da, deci, la etajul... Nu vreau mai fost eu aici la spital. La etajul... Așteptăm pe aici, te rog. Ca să știți. Doamne, doamne, când te cam în medic negru, așa spitalul s-a schimbat. Da, bine. Haideți, repede, 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 repede. Așa, haideți după mine, dacă vă rog. Unde, domnul? Unde, domnul? Ha! Domnul, dar cum s-a făcut spitalul ăla? L-a făcut, l-a făcut. Haide, până să vă rog frumos aici. Să-mi spune ce s-a întâmplat? Bun, să-mi spune ce s-a întâmplat. Domnul, stăteam... Adică, dat n-am venit. M-am trezit azi din altă frumos, mi-am luat echipament, că o să merg la locuri. Am că să merg la locuri, pe doamne, așa. Și am ajuns cum și a început să mă tragă capul. De asta, doamne, am făcut temperatură. Corona. Vorța. Nu e corona, doamne, că știu că aici în corp, în oraș nu mai e. E, nu. Cum vă cheamă? Robert Kitarov. Ok, vârsta? 21 de ani. 21, localitate unde te-ai născut? Constanța, doamne. Constanța, numele părinților? A mamei și a tatălui? Marcela, doamne, și Flagin. Poftim? Marcela și Flagin, doamne. Ok, bun. Și numai atâta, deci nu-ți cam rău, nu? Da, 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 cred că azi am fost un pic așa la locuri și după am fost pe la șeful la casă și are acolo mare piscină, are mare casă și a zis să dau petrecere. Ne-am dezbrăcat, noi ne-am lăsat ainele și am sărit de vreo 4-5 ori, m-am băgat cu capul pe la fund. Okay. Colegii mai puțin aude, cum ne aude? E pe interfon, ăla asta nu îți bate joc. Și poate mai vorbește pe stață. Aha. Da, deci îmi par cu oricum. Uniforma asta îmi place cunoscută. Nu sunteți o firmă de pază cum vă? Da, ce doamne. Puteți pleca. Prin față. Ok. Stați puțin că văd ia imediat temperatura. Acum m-a lăsat așa un pic, dar mă dă de capul și văd, dar mi-e fai, nu mai pot. Dar eu am o râneță. Venit, doamnea, să vă de 4 ori, doamne. Vă rog frumos să plec. Bun, deci fii atent, vei lua până asta să, na, să vezi de temperatura ta cât ai. Uite-te să te plimbi fără să te plimbi, O vei pune sub limba timp de un minut, să vedem ce temperatură ai. Bun, și doriți să dai bluza jos, dacă te rog, să-ți verific. O secundă să fac. Cu la spate. Am și tras undeva, doamne, e neapărat sau? Nu vorbiți, vă rog, timp de minut. Nu mai respirați. Ok. Respirați, nu respirați? Adică să trageți prământ. Aer, aer. Așa. Bun. N-ai nimic aici la plămâni, ok? Doamne, tușesc un pic ca să vedeți. Nu trebuie să tușesc, asta te poți să și faci. Tușesc, doamne, ca să pun mâna la gură. Domnul, aș dori să-ți dai un pic șapcă jos. Da, da. Ok. Șapca jos.
Azi. Să te lagă, domne? Na, no, stai liniștit. Nu prea pare așa cald. Păi mi-a trecut un pic, doamne, că am luat niște megafen, am luat. Păi a luat, ok, dar... Am luat hepalgina, hepalgina. Faza care e posibil să ai o scădere de calciu? Mănânci cel mai sănătos sau? Doamne, cam nu sunt, doamne, mai am așa. Deci, așa gen, mă refer, văd că ești cam alb, n-ai nu prea... Observ că nu, cred că nu prea mănânci, mănânci umăr pe zi. Păi, mănânc, doamne, dar chiar mănânc mult, doamne, pe zi. Păi, na, poți să mănânci măcar de vreo 3 ori pe zi, dacă nu schimbăm totul pe acolo. Azi, ziua. Doamne, că mănânc pe zi, mănânc așa. Mănânc cum de dimineața. De dimineața mai fac un dimineața cartof ce mănânci? Păi, doamne, e un cartof prăjit. Cu niște carne, doamne, prăjită, trasă la tigaie. Ba, mănânc niște legume trase la tigaie, doamne, cu... carne de vită. Bun. Ce mai mănânc? Mănânc de vreo 3 litri pe zi, doamne. Apă? Vezi 2 litri? Pă, doamne, cred că pe zi 3-4 chiar vreau, doamne, că la locul că mi-o fac de multă sete. Am înțeles, ok. Și faza ce mă interesează, mănânci fructe, legume, da, nu știu, da, doamne, supe... Doamne, supa, așa, ciorbița, doamne. Ok. Bun, frate, cum facem? Pe gură, mănânc morcov, fructe de-astea, merg. Ok, o să vin camera mea din spate, în care o să-ți fac niște analize rapide. Să vedem dacă nu e doar o scădere de calciu. Bună ziua, colegii! Haideți, domnul. Bună ziua, colegii! Îmi place asta jos, că scurță toate. Da, dați-l, dacă vă rog, lăsați-l acolo pe masă. Nu pot să las, dar am pus și haina, doamne. A, lăsați-l acolo, egal. În tot, da? Ok, hai că am luat și spiritul și tamponul. Tamponul medicinal nu... Doamne, vă rog frumos să veniți mai repede, dacă o să poate. Urcați-vă, vă rog, aici. Da, doamne, trebuie să-mi las și eu cu sânge, doamne. Da, păi acum lasă-l acolo, că-ți fac numai... Îți iau sânge din umăr, nu din... Din doamne, altă parte. Să-mi las și eu, ok. Să-ți așa, că mă întind așa, doamne. Bun. Hai să începem. O să ustur un pic, da. Nu, doamne, că nu. Nu mă uit, doamne, mă uit în cealaltă parte. Ok. Îmi spuneți cum de tot. Aia, s-a băgat acum? Bun, gata, s-a băgat acum. Aoleu. Mam. Ok. Aoleu, doamne. Fai, leu, te doamne. Ok, gata. Stai că mă duc să vă duc la laborator și vă reveni maxim într-un minut. Așteptați aici. Da. Aveți o gură de apă, poți să bea de aici, de la robinet, aveți un pahar. Bea, dacă vezi aici, dacă e. Dacă nu, este mai sus. Da. Vezi că pot să mă ghidic? Da, poți. Lasă sângele un pic așa mai greu. Ce dumă! Yeah. Trebuie să mai învăț spitalul ăsta. Bun. Bună, dar mă simt și mai așa mai leșinat de la centrul. Puteți să ne leșinat, că... Da... Ai lipsă de vitamina C, D și eu. Deci va trebui să-ți dau o rețetă. O să dau și niște medicamente prescrise. Ați vrea să mai muncesc sau... Doamne, că se termina cu boaga la receptică. Zică, eu toată săptămâna să aveam concediu, doamne. Am înțeles, păi atunci îți mai dau și eu unul. Maxim o săptămână.
Stai, vei sta acasă. Doamne, acum am deja concediu o săptămână, domne. A, păi să mai oricum nu... Îndați degeaba pe data asta, domne, dacă vin după să îmi dați pe data care... Bine, dar măcar să-ți dau pe ăsta medicamentele alea, nu? A, da, da. Bă... Este ceva de medicamente, domne. Da, da, da. Haideți cu linii până sus, dacă vă rog. Lasă-mi bluza pe dumneavoastră, spune. Niște injecții să facem săptămâna asta, dacă se poate, una din alții. Din păcate nu am injecții. Farmacie? Nu este în farmacie. Vreau secunde să iau. Trebuie vorbi cu primarul, să zic așa, na. Vreau secunde, da. Domnule Șapca, pot țin pe mână, ok? Pot țin bine, în mână. Bine. Ce-i ceasul? Haideți, domnule. Nu știți la fel degeaba pe mine acum, că nu tot trebuie să le dau jos, adică cu șapca în cap. Da, da, da. Bun, voi merge la etajul 4, în care acolo îți vedea și medicamentele. Da, da. Ești eu? Păi haideți. Da, eu vă dau și bun și de toate. Doamne, dar n-avem lift, n-aveți? Ba da. Șoază în altă parte, că nu mă simt așa bine că să merg. Păi după mine o să iei, de aia ți-am să faci o pauză, nu... Haideți la etajul 4. Normal trebuia să mergem împreună, da? Da. Ok. Bun. Hai că am ajuns. Haideți după mine. Ok, haideți aici în față, dacă vă rog frumos și... O să vă caut acum medicamentele. Ok. Bun. Deci ați vedea, trei bucăți de paracetamol și mai cam asta o să fie. Dimineața după masare vei le lua. Norofen nu trebuie că de reci nu ești, nu mai ai lipsă de calciu. Ce ți-aș dori ție? Ce n-ați sugerat? Da, să mergeți să vă luați vitamine de aia care spune în apă, știți? Capsulă da. De aia. Da, și da, să puneți da. În apă. Doamne, da, păi mâncă câte bani. Spune. Pasila cum o iau? Pasila iau dimineața după mâncate sau că mă trezesc eu? După adică mâncare, să... după mâncare. Păi și cum? Din câte ori? Din când în când? La 8 dimineața după masara. Cum? Depinde cum ați făcut programul să mâncați. Dimineața la 8, după masă la 12 și seara la 6. Mamă, dar se iau 3 pe zi, domne? Da, da. Dar ce pasile îmi dați? Paracetamol, domnule. Da. Dorești și pungă? Doar dacă se poate să-mi dea și o pungă. De care dorești? La... Carton sau plastic? Da, poate e plastic, doamne. Plastic, ok. Te va costa 1210 dolari. Și, și carton, doamne, cât costă? 50 de bani bucata. Și carton, doamne, cât da. Costă? Păi 50 da. De bani bucata. Păi și dacă iau doar una, cât, păi, când mi-aș încerc, câți bani vine? Ați zis, doamne? Păi, poftim? Câți bani trebuie să vă dau dacă ia doar de carton una? De carton una? Da. 50 de bani. Păi da, și plus pastile, doamne, zic. Deci numai pastile și, și punga. A, dar atât în total 50 de bani? Păi hai, stai un pic. Deci tu să înțeleg că eu îți prescriu ție 3 medicamente și tu vrei numai un medicament. Nu, doamne, nu vreau că numai un medicament, dar întreb doamne cât. Că am și trimitea, că asta e faza, am trimitea că de la medicul de familie, am rețetă. Toată lumea are, dacă n-ajunge aici, nu prea sunt mai bune. Na, România. Domnul, dacă vă zic că tocmai ce-am luat-o, că tocmai ce-am fost la medicul de familie, e o femeie, dar a plecat din oraș. Când s-a mă consultat, domnule, mă credeți că a plecat din oraș, direct a plecat. Nici mi-a zis, la revedere. Domnul, okay. Știi cum e? Nu prea de pot... Nu se poate să... Nu plătește.
toate cu cățetă, nimic nu mai... Nu. Păi și cât costă? 1200, 3 bucăți. Ma... Doamne... Doamne... Zi. Unde-i pe aia, doamne, că mi s-a făcut că doamne, nu mai pot. Doamne, unde-i pe aia? Doamne, unde-i pe aia? Unde e? E Michael pe stânga. E Michael pe stânga, uite, la ușa asta. Mamă, nu mai pot. Hai să mă duc după tine în caz de pici. Mama. Haideți, domnul. No, bun. Mamă, domnul, mamă, ce-i costă, mă? Masă, mă. Cred că au reșinat de la preț. Îl pun eu acolo în spate. Oh, e greu să întreag una. Oh. No, bun. Așa, hai domnul meu în pat. Așa, domnul. Ia, ce mă fac eu cu tine? Pă, hai că-ți dau pe două palme. Stai să aduc casa de spălă pe jos. A, cârja! Sau? Tu nu mă auziți? Am înțeles, el și n-a mort. Încă a doamne aude. Doamne. Ia că aude mortul. Unde sunt? Da, ești în spital. Ce s-a întâmplat, doamne, că nu m-a ținut? Trebuia să plătiți o sumă de 5.000 de dolari și ați leșinat. Ce, doamne? Ați auzit bine. Tot unde în baie? Mie mi s-a făcut că, doamne, mi-a căcat la baie. Mhm, pe la baie nu prea poți. Stai că ți aduc un flacon cu apă. Doamne, nu, travăr, Bine, domnul, plătești sau... Doamne, dar m-am trebuit ca până la baie, că mi-a căcat. No, pe du-te la baie, ia, e... Te duci aici, tot drept și așa. Drept, doamne? Da. Hai că dai râs, nu dai cu capul. Doamne, nu știu, am visat ceva, că am ajuns într-o cameră acolo, mă, n-a. Și de acolo nu mai știu nimic. Nu mai știe nimeni, haideți aici. Favro, dar ieșiți din baie. Ne. Ieșiți că nu mai pot, nu mai pot. Mamă, are ce face, nu? Cură să mă uit la el. Mamă, să moră fana mea. Zici că... Ce-ai făcut, mă, aici? Ia mai vine să vomit. Mă duc vis-a-vi. Nu, nu ne auzim? Da, doamne. Mai sunteți pe aici? Da, doamne, m-a spălat pe față. Nu, bun. Haideți, domnul. Doamne, știi ce-am visat? Că m-a ajuns să-și băcam de căcul mă mai. Deși ce, crezi că ai visat sau? Că nu știu, doamne. Hai, domnule, poți să fac chitanță și poți să plec sau? Doamne, dar 5 minute de zolag n-am luat la mine. Păgagle pe 5 minute de zolag n-am luat la mine, nu știu ce pastile am dat. 1200. Pastilea de două zi. Doamne, dar pastile la 5.000 de dolari când dați pastile să fiu tânăc sau ce? Păi da. 1200, domnul, nu. Nu vreau, doamne, pastile să fiu tânăc. Lasă-l. Eu vreau doar de cap și de vodcă. Și de temperatură. De vodcă? De vodcă, doamne? Nu, doamne, nu vreau de vodcă. Să nu înțeles. Cred că tu mai ești și băut. Doamne, am zis de cap și de vodcă. Vodcă, doamne, vodcă. Da. Vodcă. Vodcă, doamne. Ți-am zis cum stă treaba. 1200, ți-am dat și punga care va costa 50 de cenți și asta e. Mă, doamne, cât costă punga? 50 de bani. Și aia de plastic? 10 bani. Dați-o pe aia de plastic. Nu, bun. Stai că ți-aduc o punga. A, sărăcie. Și doamne, poate? Și mă costă 1000 acum, e așa? Poftim? Zic că mă costă 1000 acum. 10, ca să ne cunoaștem. Cât? 10.000? Mhm.
Nu, domne, lasă că glumesc, nu mergea. Glumesc, mă, domne, mă ia colegi și nu, domne, că faceți glume de asta. Vai, pas, mă, mă țin pe picioare, domne. Așa o zic și încă pe restul 1000 de pacienți. Domne, dar n-am găsit cu ea. Domne, domne, dar nu se poate să-mi dați trimită de... Domne, să-mi dați o ghețită și să-mi dați la farmacie și la de la farmacie, domne. Și la farmacie tot atât costă. Păi, nu, domne, că îmi dați ghețită, domne, și dacă îmi dați ghețită, eu sunt scăchis aici. Da, mă, plătești cu 50 de bani mai puțin. Nu, de cum, domne? E, nu. Domne, vă zic că dacă îmi dați ghețită, că sunt scăchis aici, puteți să poți să plătești, să nu plătești, nu să nu plătești, să plătești mai puțin cu 200, domne. Bine, mă. Hai că-ți fac o rețetă. Să nu te mai plimbi prin spital. Și la facracii cineva? Da, veniți la dumneavoastră. Văd tot dumneavoastră dacă a venit. Iau pastile, dragul. Bun, atunci și în rețetă să scrie așa. Două palme în fiecare zi. Trei medicamente. Bun. Doamne, doamne. Da, de spitalul Oradea. Da, am nemoaz. Zi-mă. Camerarea Găgice e și acolo WC? Nu. De sunt și la alea. De ce e acolo? Bun. Doamne, deci... să vă zic ceva ce a fost visul meu, da? Sau nu știu dacă a fost vis. Deci eram aici la medici, doamne, la un spital, da? Fix, pe o cameră fix așa cu și am intrat acolo și nu știu niște românări. Bun. Și după am căzut dintr-o dată. Ok. Nu mai știu nimic. S-a mai întâmplat. Bine, domnul, fii atent. Dar sper că nu e adevărat că acolo sunt numărat neașcă. Nu. E rețeta? Da, ia de aici rețeta. Tu trebuie să plătești 500 de dolari. Domnule, pe rețeta nu se plătește, domnule, de rețeta. E, nu. Domnule, să plătești. Domnule, mă băgați pe față, nu, mai vrei rețeta sau nu? Da, dar eu cred că cumpăr doar punga și cred că mă fac bine doar pe punga, dacă faceți așa. Merg la farmacie și discutăm altfel. Merg la farmacie, domnule, și discutăm altfel cu domnul de folo. Zici că mă apucă. Doamne, dacă vedeți la farmacie, acolo vă populăți, că eu aici n-am văzut niciun medicament în fața mea. Dacă văd o găsită, cred că costă 500 de dolari. Acolo când merg la farmacie, mai încerc și acolo încă 500 de dolari. Când dă pasilea tineretului. Ai zis, domnule, venit la farmacie, că vă dau bani. Da, domnule, vrei să vin la farmacie? Nu, vreau la farmacie, domnule. Păi și cine îmi dă pastile? Domnul farmacist. Păi și dacă nu-i nimeni, eu ce fac? Eu am rețetat. Le-ai de păraf direct? Te autoservești. Hai că da, domnule, eu n-ai. N-am chiar să iau de acolo, domnule, că mă văd camerele, dacă mă înțeleg. Păi, na, bine, mă, hai, mere, mă. Eu mi-a dat greu țățâie. Odată că nu vrei să plătești, odată că vrei. Doamne, gogoș aici, doamne? Nu. Păi ăla. Vezi că aici nu-i pentru tine. Mamă. Cantina săracilor, asta. Doamne, să... Ia du-te, nu vezi nimic, hai, du-te. Doamne, vă dau 500. Doamne, vă dau 500 dacă îmi dați un par cu cola. Un par cu cola? Da, vă dau 500. Da, ce dacă că e de da, să nu ți-ar ajunge cola. Ia uite-te. Doamne, vă-l-o, domnule, dar faceți mișto de vene, dați o picătură. Da. Păi ieși, haideți la farmacie. Dați o picătură, haideți la farmacie. Haideți, domnule. Unde e? Pe aici, la lift și la parter. Dacă, doamne, la etajul 10? Asta cred că vrea să arunce. La parter, domnule. Eu de greu poți să vii. Cucubau. Stai că mi-am dat pe un sens. Hai că te duc cu mine. La morgă. Unde, doamne? La ce faceți? Eu? Nimic. Doamne, dar auziți unde mi-e șapca cu ceasul? Eu știu unde ți l-ai lăsat. Doamne, dar eu le las... Vezi că ai avut un Rolex. Ai avut. Doamne, mi-a dat ceasul? Nu, domnule, nu. Să le tine în buzunar. Sunt în buzunar, așa. Haideți, domnule. Da, hai. Da, mi-e greu, doamne. Haideți, domnule, hai.
Haide, haide. Grem. Da, deci am medicam, pens să-mi fac de ceasul. Asta e medic de ala, de stă la pomat. Ce face ăsta? Hai, nu. Hai că-ți las tu. Ce s-a întâmplat, domnule? Nimic, domnul, nimic, nimic, nimic. Doamne, dar eu am și vezi, că am și vedenii, și auzenii, zic că am vedenii, doamne, de la... E de la calciu. Și auzenii, doamne, nu știu, am auzit ceva cu... Am auzit un foc, nu știu, doamne. Nu, no, stai, liniște, că o fote la altceva. De-aia strângem la... Bă, de-aia furăm, de-aia luăm bani. De-aia, nu, no, înțelegi tu. N-am înțeles nimic. De ce? Bine, că n-ai înțeles. Să te miri tu, deci, de... pentru mașini noi. N-avem bani să ne... Așa e, în centru. Nu să vă? Pip în centru. Ce e la pip? Pip e o vocală, nu-i așa? Să bem. Ce o consolă. E vocală. Consolă. Ce consolă, domnule? Consolă. Ce consolă? Xbox. Ce Xbox, domnule? PC Gamer. Doamne, eu nu mai pot aici de-aca si dumneavoastra visați Xbox, PC, gaming. Păi nu, trebuie să treci eu cumva, nu? Da. Eu merg pe aici, că tu, minte, ești dus cu pluta. Sper că nu ți-a fi rău de la medicamente, dracu. Doamne, dar să zic că la unele medicamente am seama de argie. Colegu! Colegu! Da! Hai mă, că îți dau o rețetă și cupă-te tu de asta. Oh, doamne, i-a făcut dumneavoastră. Da, mă, dă-i niște medicamente acolo. Doamne, dar dumneavoastră, că dumneavoastră știi ce am, doamne, nu știe ce am. Doamne, nu știe, aoleu. Ce doamne, ce nu știu? Hai, da, stai că mai încurc acum. Doamne, ce am eu? Tot azi, doamne, cum știe el ce am? Ei nu i-a spus măcar. Îi dau rețeta, mă, bă, medicul, hai fii atent. Colegul. Da. Hai, ia tu rețeta asta. Da. Vezi că, nu tu, mă. Tu, ăsta. Bun. Da, am luat-o. Ok. Și vezi că are omul de scos niște medicamente. Doamne, doamne, mi-am adus aminte. Ce are? Paracetamol? Da, da. Doamne, cu trei bucăți. Doamne. Trei bucăți de paracetamol? Da, da. Doamne, nu asta n-am. Da, ceasul, ochelarii și șapca nu mai o găsesc. Na, scălcaustul înapoi în... pe ăsta. Trei bucăți de paracetamol. Zic să zic că asta mi-a făcat ceasul, mi-a bătut, mi-a făcat ceasul și a făcut 800 de lei! Cât? Ok! Asta mare până mâine! Domnule, bine, băiți! Bine, băiți! Bine, băiți! Bine, băiți! Eu nu v-am lăsat. Auziți, eu v-am mai lăsat la preț, că e 1200. Dacă v-a plăcut, dacă aveți rețetă bună, gratis. Dacă v-a plăcut acest episod și mai vreți, vă invit călduros să apăsați pe butonul de like, subscribe. Eu am fost Unhappy și ne-am băgat în medici. Pa, pa!